Gingașă și puternică, fragilă și curajoasă, mi-am pus existența și eforturile în slujba patriei. Sunt zile în care nu dorm, pentru că trebuie să am grijă de siguranța ta. Misiunea mea este să ai un somn liniștit, să duci o viață fără de griji și să mai știi că noi suntem mult mai puternice decât credem. Am ales să trăiesc viața alături de copii. Mi-am asumat cu drag și responsabilitate să fiu exemplu pentru ei. Să le ofer toată dragostea, cunoștințele și experiența mea. Să fiu o bună călăuză în viață, pentru că ei sunt darul cel mai de preț pe care îl avem. Un zâmbet creează fericire chiar și acolo unde lacrimile au format mări de tristețe. De aceea am ales să cânt pentru tine. Fii cântecul de primăvară care trezește orice ființă la viață. Fii strună de vioară care mișcă orice suflet și înalță pe cur. Fii tu, femeie, simbol al renașterii, bunăvoinței și dăruirii. В наше время каждая женщина сама может выбирать свой путь, свое ремесло, строить свою жизнь, исходя из собственных убеждений. Но в то же время мы остаемся женственными, ранимыми и нуждаемся в заботе и защите. Нам важно жить, творить, зная, что мы и наши близкие находятся в безопасности. Идите к вашей цели, делайте добро, будьте милосердными, а мы позаботимся о безопасности вас и ваших близких. Sunt lucruri care se povestesc, sunt lucruri despre care se scriu cărți, dar eu știu că cea mai frumoasă poveste gastronomică poate fi gustată, testată și savurată în liniște. Я люблю тот момент, когда мы заканчиваем макияж и из хрупкой неуверенной в себе девушки вы превращаетесь в совершенство. Это та, кто живет в вас. Я люблю макияж за то, что он позволяет подчеркнуть ваши прекрасные внешние черты. Но самое главное остается внутри вас. Ваше умение любить, быть чуткими, добрыми. С праздником вас, милые! Окей, sunt oglinda sufletului nostru. Nu-ți fie teamă. Privește cu drag chipul din oglindă, pentru că ești specială și frumoasă. Așa te vedem noi. Așa te văd cei dragi, un suflet gingaș și colorat ca o primăvară. Ambițioase, dinamice, cu plăcerea muncii, emotive și eficace, găsim speranță chiar și în cele mai negre zile și ne concentrăm în cele mai fericite, pentru că viața și lupta sunt de genul feminin. Fii puternică, nu te mai gândi la slăbiciunile tale, nu te mai învinui, nu te lăsa influențată de eșec, amintește-ți cine ești, și redescoperă-te din nou și din nou. Chiar dacă suntem uneori neîndemânate și nerăbdători, cu multe cerințe și uităm să vă spunem de fiecare dată cât de mult vă iubim, noi suntem alături. Lumea fără voi nu ar exista, dar viața fără voi nu are niciun sens. Dragă femeie, mamă, soție, bunică, fiică, sunteți speciale, sunteți universul nostru. Vă mulțumim!